Emisiune sponsorizată de Guard One. Trădați în dragoste. I-ai luat formă? Te-a săturat, fată? Stai să dau una, să mă sătu! Nu mai da! Dă-mi voie să-i dau lui ăsta! Hai, bagă-l în mort! Hai, rămâi cu ea! Bună seara, numele meu este Ernest. În această ediție vom face cunoștință cu o femeie deosebită, ruptă parcă de vremurile pe care le trăim. Olga este o luptătoare. A luptat întâi pentru cel mai de preț lucru pe care i l-a dat Dumnezeu, viața. Acum a început să lupte pentru fericirea și liniștea sufletului ei. Timiditatea, bunătatea și naivitatea o caracterizează cel mai bine, cel puțin așa susține ea. Să fie acestea într-adevăr calități, sau adevărate defecte. Vom vedea imediat. Pentru început însă, haideți să revizităm un caz din arhivă. Când am văzut pe soțul meu cu această femeie, credeți-mă că îmi venea să-i strângă gâpa amândoi. Deci, pur și simplu, nu mai aveam putere în mine să lupt. Deschideți-mă aici ușa! Te omor! Unde ești, mai vină cu a... Unde ești, mai vină cu a... Ce cauză, asta-i femeia, și tu ce cauză, femeia? Bună seara, numele meu este Ernest, a trădat ce este. Liniștiți-vă, liniștiți-vă. Haideți să vă explic ce se întâmplă aici. Mă, tu vară și soția dumneavoastră a apelat la noi, avea o bănuială cu conșelați. Omul nici nu este nevoie să la violență. Mă, dar de ce nu se vezi mă de treabă asta? Mă, de ce nu se vezi mă de treabă asta? Mă, de ce nu se vezi mă de treabă asta? Mă, de ce nu se vezi mă de treabă asta? Mă, de ce nu se vezi Mi-am dat seama că mă trătează, că e un mincinos, că e un laș, că fuge de adevăr. Și tu, f***, este f***a lui? De ce, f***? Este soția lui, apelat la noi. De ce, f***? La bănuială cum că e un f***. Cu cine? Știi că el are un copil acasă, f***. Ce are? F***, vă cunoașteți de multă f***. În ce relații sunteți cu acest om? Ce vrei, f***? Ce copil, ce f***? Tu știi că e la... Cei doi sunt căsătoriți împreună. Cei doi sunt căsătoriți împreună. Știați asta? În ce relație sunteți cu el? Mă, și tu, mă, de zile cu el. Mă, că el împreună? Că el are un copil acasă. Mamă. Încercați să știți. Mamă, tu ce vrei de la noi? Că nu înțeleg. Și ea, nu am nicio treabă. Ce se întâmplă? Eu am apelat la emisiunea asta. Nu revoastă. Eu am apelat, mă! Te vede, toată lumea te vede! Ce eu mă știe toată lumea! Și tu! Vrei să faci să-i bărbați însurați! Ce bărbați însurați? Îți place să-i bărbați Noi aveam de gând să ne căsătorim. Acum în vară vreau să facem căsătoria, să fim împreună și să fim fericiți. Dar el nu mai vrea să audă de mine, nici nu mai mă respinge, e rece cu mine. Unde ești, mă? Aveai idee că el e căsătorit? De ce te-a scuz, mă? Și cum îți explica faptul că vă vedeți la pălea câteva luni? Nu te deranja acest lucru? Mă, tu știi că tu ai un copil acasă? Nu, nu mi-a dorit să mă iei. Ce copilul tău are la mea și bă? Orașul unde am bă. Aici, acum! Ce copil? Ia copil! Ia copil! Ia copil! Ia încearcă să te liniștești. Ea habar nu avea că el este căsătorit. Nu i-a spus acest lucru. Ce copil? Deci vreau explicații, te rog frumos. Deci mi-i explici acum, ce copil ce-i? Vino-ncoa! Vino-ncoa, nu fugi! Dați-l unde vor fugi! Vino-ncoa și explica acum, stai! Stai pe locul nu simți, vino-ncoa! Tu i-am luat după el! Că eu am obligații pe atât de... Tu nu înțelegi cum știa care copil, să nu înțelegi! Cum ești o f***? De unde ești f***? Tu știi că el n-are f***? Înțelegi că nu știam, da? Niște copii nu știa... Cum f***? Ok, liniștește-te! Cum f***? Cum f***? Ea chiar n-avea habar de ceea ce se întâmplă.
Deci vii acum așa. Practic v-am mințit pe amândouă. Mă, uf, de puțin. Termină-te cu astea. Unde fugi, mă? Nu am de gând să mă despărăm, să lupt în continuare, să-l aduc acasă lângă familia lui, pentru că la familia lui este locul, lângă mine și lângă copilul lui este locul. Și am să-l lupt până la, am să-l aduc acasă, n-am să mă despăr de el. Uitați, s-a oprit acolo. Ce explicație vrei să dea? S-a oprit acolo. De ce m-a părăsit și pe mine și pe copilul meu? De ce? Vino, mă, cu aia, mă. M-a avut eu mașina. Fuge. Deci nu e clar că nu vrea să stai tu vorbă cu lui. Domnule, să-l mai poate. Sunt gata să trec totul cu vederea și să o luăm de la capăt, ca și cum s-a întâmplat nimic între noi doi și să ne iubim cum ne iubeam înainte. Olga și-a cunoscut soțul acum 27 de ani și de atunci a început o frumoasă poveste de dragoste. Femeia își reamintește cu lacrimi în ochi primii fiori a iubirii. Dar mai multe, haideți să aflăm chiar acum de la Olga. Tânără, frumoasă și foarte timidă. Așa era în tinerețe Olga. Curtată de mulți bărbați, femeia a știut să-și aleagă din prima partenerul ideal de viață. Decizia ei nu a fost bine primită de cei din jur, dar în acele momente Olga și-a ascultat doar inima. Marea iubire a mea atunci, nu știu părinții, prima dată am fugit cu el. Că nu a vrut părinții să mă lase așa de mică să plec cu el. Era foarte cuminte. Om de casă, foarte liniștit, mi-aducea de toate, banii care îi lua, mi-i dădea toți și nu eram luat cu el și îmi dădea toți banii care îi lucra. Primele întâlniri era mai bune, mai dulci, ne iubeam foarte mult, țineam unul la altul, nu puteam să stăm unul fără altul. Ne-am iubit foarte mult, nu puteam să dormim unul fără altul, nu puteam să ne vedem zi de zi. Și acum a rămas cea mai mare iubire a mea. Nu pot sta fără el, nici o clipă. Anii au trecut și dragostea a început să se mai stingă. Soțul a fost prins de mai multe ori călcând strâmb. Toate acestea i-au distrus sufletul Olgăi. Atunci s-a declanșat boala de inimă a femeii. Speriat că o poate pierde în orice moment, bărbatul a ales să se reîntoarcă la familia lui și să le ofere numai fericire și bucurii. De când soțul meu a aflat că sunt prea bolnavă, nu m-a lăsat nicio clipă. Nu m-a ajutat la piață, la bucătărie, la mâncare, la tot ce trebuie în casă. Soțul meu a zis că o să fie totdeauna lângă mine și la bine și la rău și nu o să mă părăsească niciodată. Chiar dacă sunt bolnavă, chiar dacă se întâmplă ceva să nu mai pot să fac nimic, el o să mă ajute în continuare că mă iubește. Vreau să mă bucur de fiecare clipă care mi-a rămas, de că am 3 nepoței și iubesc foarte mult și nu pot trăi fără ei și de copiii mei și de soțul meu. Nu pot să-i părăsesc așa odată, să nu-i mai văd niciodată așa. Odată cu înaintarea în vârstă, Olga se simte mai stăpână pe sine. Poveștile de dragoste din tinerețe au rămas acum doar simple amintiri. Realitatea este cu totul alta. Femeia consideră că fiecare relație are un drum al ei. Nu există tipare pentru un cuplu ideal. Viața te încearcă la orice pas. Dacă ești suficient de înțelept, poți trece cu bine peste orice obstacol. Dacă nu, te împiedici și pierzi totul. Sunt mândră de tot ce am realizat în viață. Nu-mi pare rău. Mi-e casa plină când intră și nepoții și copiii, se umple casa de bucurie. Îmi iubesc foarte mult viața și soțul și vreau să trăiesc o veșnicie lângă el. O am alături de mine pe doamna Olga. Sărut, mâna!
Bună ziua, doamna, domnule. Aș vrea să știu de ce ați apelat la noi. Am apelat la emisiunea dumneavoastră pentru că am bănuiesc că soțul meu mă înșale. Acum 4 ani de zile eu m-am îmbolnăvit foarte rău cu inima, m-am pensionat pe caz de boală, nu mai lucrez, stau acasă și am găsit într-o haină la soțul meu un plic care scria în el, în plicul ăla, că o doamnă că îl iubește foarte mult, că ține mult la el, că nu poate să stea fără el, că să vie cât mai repede, dar nu scria nici adresa, nu știa nici cum, nici nume de persoană, nimic nu scria pe el. Și am lăsat totul, pentru că dacă eu mă certam cu el, mi-a zis medicii să nu mă cer, să nu mă supăr, că pot să fac un infarct și termin cu viața pentru totdeauna. Și am lăsat totul, am șters totul cu burete, am zis să fie totul bine, să fie liniște în casă, să nu ajungă copiii mei pe stradă. O femeie îl iubea pe soțul dumneavoastră, da, nu însemna bine. Neapărat că și soțul îl iubea pe acea femeie, nu? Asta nu știu, nu s-a arătat totuși în fața mea. Asta zic, deci față de dumneavoastră v-a lăsat cumva impresia că la mijloc ar fi o altă femeie nu, atunci? Nu, pentru că n-avea cum să mă supere, mi-a arătat totuși că mă ține la mine, mă ajuta de când am căzut cu boala asta, mi-a arătat că ține la mine, la copii, nu știu de cum că ține la și doamna totuși dumneavoastră aceea. Sunteți astăzi aici și aveți nevoie de ajutorul nostru. Ce s-a întâmplat între timp? Între timp, acum o săptămână de zile, buna mea prietenă de la Pitești m-a sunat să mă duc să o ajut la să-i fac piața, să-i fac mâncare, că se simte foarte rău. Eu nu am putut să las treburile în casă și l-am lăsat de bine că el e plecat de o săptămână la un cumătru de-al meu. Și de-abia s-a dus, de-abia s-a dus, că i-am zis, mergi să o ajut și pe ea și mergi și la cumetrii mei acolo la Pite să vezi ce treabă are cu tine totuși. Și de-abia l-am convins ca să ducă acolo la Pitești. Și soțul o cunoaște pe această femeie? Da, o cunoaște. O cunoaște că eu m-am... E colega mea de școală, din liceu, de 20 de ani aproape. Păi și ce motiv ați avea să credeți că el vă înșală? Ați găsit o scrisoare în urmă cu 4 ani de zile și... Da, acum 2 săptămâni de zile iar am găsit. Până în faza asta am găsit iar o scrisoare. O scrisoare tot în genul... Tot în genul ăla care l-am găsit-o. Și acum bănuiesc că poate e acolo. Și nici de această dată nu ați stat de vorbă cu soțul? Nu am stat nici acum. Păi și ce se va întâmpla în cazul în care noi vă demonstrăm că el are pe cineva? Aș vrea să văd dacă e adevărat ce se întâmplă cu el. Dumneavoastră bănuiți pe cineva? Nu bănuiesc pe nimeni. Sunteți sigură că vreți să faceți asta? Adică din câte mi-a spus dumneavoastră până acum, ok, poate exista o problemă, poate fi vorba de un caz, dar sunteți sigură că vă doriți să faceți asta, dat fiind și starea de sănătate în care vă aflați și mai ales faptul că îmi spuneți că soțul se comportă frumos cu dumneavoastră, nu aveți certuri, nu v-a dat niciodată de înțeles faptul că ar fi altcineva la mijloc. Sunteți sigură că vreți să faceți asta? Da, sunt sigură. Ce se întâmplă dacă dânsul nu are pe nimeni? Ok, primește acele scrisori, dar nu le dă nicio importanță. Cum îi explicați atunci lipsa aceasta de încredere? Dumneavoastră de cât timp sunteți împreună? Am 27 de ani împreună de când de 27 de ani. Și în această perioadă el a mai călcat strâm? Da. A, deci are un precedent. Da. Deci dumneavoastră pe asta vă bazați. Da. Ok, atunci mă întreb, sunteți sigură că vreți să faceți asta? Da, sunt sigură pe mine. O echipă de detectivi îl va supraveghea o perioadă de timp necesară pentru a stabili un verdict. Vă deranjează acest lucru? Nu. Eu vă mulțumesc că ați avut curajul să apelați la noi și rămâne să păstrăm legătura. Vă mulțumesc frumos. Mersi mult. Detectivii au preluat deja acest caz. Datele oferite de Olga i-au ajutat foarte mult. Supravegherea a început. Dacă avem sau nu de-a face cu un infidel, rămâne de văzut. Doar probele ne vor dezvălui adevărul. Nu plecați nicăieri,
urmează filajul. În jurul prânzului, soțul Olgăi părăsește imobilul. De această dată nu este singur. Merge la braț cu o femeie. Cei doi discută neîncetat. Din când în când, bărbatul o ia pe femeie de mână sau o ține protector de umeri. Gesturile se opresc însă aici. Femeia pare foarte supărată. Detectivii îi observă pe cei doi intrând într-un spital din zonă. Orele se scurg. Pitești, ora 14 și 23 de minute. Suspectul iese din spital. Situația este destul de încordată. Femeia este văzută plângând în continuu. Bărbatul o copleșește cu gesturi pline de afecțiune. Până la săruturi discrete nu mai e decât un pas. Imaginile îl trădează pe bărbat. Cei doi se deplasează pe străzi lăturalnice. Direcția lor indică o biserică. Femeia plânge tot timpul, iar soțul Olgăi nu mai știe cum să o liniștească. După un sfert de oră, cei doi părăsesc biserica. Merg încet pe străzile din Pitești. Nu par să aibă o destinație precisă. Imaginile compromițătoare devin din ce în ce mai dese. La un moment dat, cei doi își întrerup brusc plimbarea. Se reîntorc la bloc. Bărbatul o îmbrățișează în continuare cu afecțiune pe femeie. Urmează la Trădați în Dragoste. Ei la formă? Te-a săturat, fată? Stai să dau una să mă sătu. Nu mai da! Dă-mi voie să-i dau lui ăsta. Hai, bagă-l în morți. Hai, rămâi cu ea.
acum la Trădați în Dragoste. Ei la formă? Te-a săturat, fată? Stai să dau una, să mă sunt! Nu mai da! Da, poate, dau lui ăsta! Hai, bagă din mort! Hai, rămâi cu ea! Încă de dimineață, bărbatul pleacă la cumpărături în oraș. De această dată, el este mult mai suspicios și mai grăbit. Intră într-un magazin. Iese de aici după doar câteva minute. Se îndreaptă apoi spre același spital unde a mai intrat cu o zi înainte. Suspectul pare foarte abătut. Odată ieșind de aici, intră într-o farmacie din zonă. Pitești, ora 12:33 de minute. Bărbatul se reîntoarce la aceeași adresă. Detectivii nu se grăbesc să închidă cazul. Ei așteaptă să surprindă și alte imagini care să dovedească infidelitatea soțului Olgăi. Pitești, ora 15:22 de minute. Suspectul pleacă din nou la plimbare prin oraș. La brațul său se află din nou aceeași femeie. Detectivii au observat că femeia este foarte palidă și că se deplasează cu greutate. Cei doi stau doar de vorbă. Deocamdată niciun gest nu îi trădează. Cei doi intră într-o bancă din centrul Piteștiului. Ies de aici după 20 de minute. Drumul lor se oprește la mai multe magazine din oraș, însă aceștia nu cumpără nimic. Cei doi intră iarăși într-o farmacie. La un moment dat, femeii îi se face rău. Acesta este momentul când cei doi își întrerup plimbarea prin oraș și se reîntorc la aceeași adresă. Probele strânse sunt suficiente pentru a declara cazul închis. Se pare că între cei doi există mai mult decât o simplă prietenie. Este rândul Olgăi să afle adevărul despre cel cu care trăiește de 27 de ani. Cum va primi femeia cruda veste că soțul ei calcă strâmb, rămâne de văzut. Până atunci, Olga și Ernest pornesc în viteză spre Pitești. Detectivii rămân în permanență în zona unde suspectul a fost văzut atâtea zile. Ei îl țin la curent pe Ernest cu stadiul în care se află supravegherea. Minutele se scurg fără încetare. Acum contează ca echipa de la Trădați în Dragoste și Olga să ajungă în timp util în Pitești pentru confruntare. Dacă nu reușesc, probabil că totul a fost în zadar. Bună seara. Vă mulțumesc frumos că ați putut veni. Investigația în cazul soțului dumneavoastră a durat 5 zile. Țin să vă spun de la bun început că acesta nu s-a întâlnit cu acel naș al fiicei dumneavoastră nici măcar pentru 5 minute. Pe tot parcursul ședării sale în Pitești a stat la acea femeie de care mi-a spus, prietena dumneavoastră. Haideți să vedem cât de prietenă vă este această femeie. În această zi a investigației, detectivii au avut ca punct de plecare una dintre adresele pe care ne-ați dat-o, adresa acelei femei,
Soțul dumneavoastră a ieșit singur din bloc? El este, îl recunoașteți, nu? Da. Acesta ajunge la o farmacie, odată ce a cumpărat acele medicamente, se întoarce către casă. Într-o altă zi a investigației, avem ca punct de plecare aceeași zonă, pentru că el, practic, acolo a locuit pe parcursul acestor 5 zile. Și aici, iată, un prim semn de întrebare. Dumneavoastră v-a spus că se întâlnește cu nașul fiicei. Nașul, da. Detectivii îl surprind în compania acestei femei. E prietena mea de 20 de ani. Observați, cei doi merg pe stradă îmbrățișați. E adevărat, cred. Stați puțin să lămurim ceva. Aceste imagini sunt concrete, ele nu mint. Nu aveți cum să-mi spuneți mie că nu este adevărat din moment ce eu vă arăt clar ceea ce a făcut el cu câteva zile în urmă. Aceste imagini sunt reale și ele arată adevărul, chiar dacă vă convine sau nu acest adevăr. Cei doi au mers împreună către spital. Nu-mi vine să cred. Câteva zeci de minute mai târziu, aceștia ies împreună. Doamna plânge și iată reacția soțului dumneavoastră. Acesta o îmbrățișează, o sărută. Care este natura relației lor? Sunt mai apropiați? Sunt firi mai deschise? Fiind de o bună prietenă și el se are bine cu ea, tot din cauza mea. Se împacă bine unul cu celălalt dacă... Nu se împacă. Nu se împacă unul cu celălalt? Nu, soțul doar o ajută uneori? O ajută așa, din când în când, așa. Dar deci nu. Ea este prietenă bună cu dumneavoastră, cu mine, însă da. Cu el... Cu el nu. Deci dumneavoastră ați defini relația dintre cei doi o relație normală. Normală, da. Mi se pare normal să o consoleze sărutând-o? Nu trebuie. Nu vine să cred. Știați că are probleme medicale? Da, este bolnavă, da, și trimis că se simte rău să mă duc să o ajut eu. Și dacă n-am putut să mă duc să o ajut, tot a avut un telefon primit să meargă la cumătru și am primit și de la ea, am zis să meargă el. Aha. Toate că nu prea vrea și de-abia l-am convins ca să meargă, să vie și la ea, să o ajute la spital, că se simte cam rău. Cei doi sunt văzuți mergând împreună prin oraș. Nu-mi vine să cred că îmi face așa ceva. Uitați, cei doi se sărută pe stradă, în văzul lumii. Ține îmbrățișată, la un moment dat se opresc, femeia plânge, acesta o sărută din nou. Cei doi ajung în dreptul unei biserici, intră împreună în această biserică. Iată ironia sorții, femeia din imagini plânge și acum și dumneavoastră plângeți. Este clar că cei doi sunt apropiați. Nu. Mai mult decât ar fi doi prieteni. Mai mult. Ceva mai târziu, aceștia ajung în perimetrul blocului unde locuiește doamna. Aici deja comportamentul lor se modifică. Sunt un pic mai distanți, de parcă ar avea ceva de ascuns. Observați dacă tot timpul prin oraș ei au fost foarte apropiați, s-au sărutat. În momentul în care au ajuns aici, păstrează o anumită distanță. A doua zi, soțul dumneavoastră iese în oraș pentru a face niște cumpărături. Singur, se duce la farmacie, cumpără din nou medicamente, probabil pentru prietena dumneavoastră, care pentru el, cred că este mai mult decât o simplă prietenă. Urmează o altă zi, în care cei doi sunt văzuți împreună din nou în oraș, însă nu mai avem parte de imagini la fel de elocvente. Acești doi sunt văzuți din nou în oraș, tot așa apropiați, însă nu ca în cadrele pe care le-am văzut câteva minute în urmă. Merg la o bancă împreună. Aceștia merg pe stradă ținându-se de braț, uitându-te de la o anumită distanță la ei. Ai zice că cei doi chiar formează un cuplu. Da.
nu-mi vine să cred. Ce facem în continuare? În acest moment eu știu unde se află soțul dumneavoastră. Dar mai ales știu și cu cine este. Cred că vestea asta a însemnat un șoc mai mare decât am anticipat eu pentru dumneavoastră. Dacă și dumneavoastră sunteți de acord, putem să-i confruntăm pe cei doi. Vă doriți acest lucru? Da. Eu nu știu ce să mai zic. Ia, uite. Ce? Ce faci, dragă? Nu. Ce faci aici? De ce faci? Numele meu este de la Trădați în Dragoste. Da, da, și flori, tată. Soția dumneavoastră a apelat la noi pentru că a dat o bănuială. Dă-te-mi voie! Ia de să dau un el. De ce mai minți că te uiți la cumătru și ai venit la asta? La c***a! Hai, dragă, stai aici! Ce ești? Hai de tău! Dați-mi voie! Mori-le! Dă-te-mi care e situația? Pe ce ba c***a? Tu de ce ai minții, mă? Ce ești așa de rea? Nu mai cum e așa de rea? Dă-i să-i rup flori! Dă-i să vorbim așa ca... Că mi-ai luat tu flori, mă, tu mie! Lasă-mă, doamne, să-i dau un an! Mi-a luat mie! De ce ți-e a***? Ce f***a mie, mă, ești? Da-mi voie să-i dau lui ăsta! Care am ce duce la bici! Hai să-mi fac câte un an, n-a? Hai, nu mai fi așa! Ce faci tu acolo? De când, de când ți-a luat mie, f***a? Credeți că nu are niciun motiv să facă ceea ce face? Când ți-a luat mie, f***a? Nu mai fi așa de f***a! Vezi, f***a! Situația mea. Ai fost bună prietenă cu mine, mă iubești. Am vrea să aflu. Da. Fii cu minte, domnule. Nu mai da. Da, mă, mă, și pe tine, având doi, da. Păi, ce vorbești? De ce vorbești așa? Ce se întâmplă, domnule? Eu te-am ce se întâmplă? Nu-i înainte. Ai de un salut. Stai pentru că este bun lavă și n-am vrut să-i spune. Ei la flori? Ai răbdare. Ei la formă? Păi și așa, tu te cunoști foarte bine, e prietena... Păi două, de 20 de ani de-o cunosc și uita cu florile ei. Ce îți place de ăsta, e mai frumos? N-ai găsit alt bărbat? De cu pe de-a dat? Doamne, să-i dau una la aia. Ce-a îndrăgostit de el? Dă-i să-i dau una să băsatul, da aia! Dă-i să-i dau una să băsatul! Da, 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 mă, mă, doi! Care te-ai dat bolnav, la toți oamenii, te-ai la fel ca și ce... Hai, du-te, că bag divorț de tine! Hai, fii liniștit! Bine, bag divorț! Du-te! Hai, rămâi cu ea! Rămâi cu ea, du-te! Știi din ce cauză te-am luat? De mina ta! Asta cu tine o perioadă! Hai, du-te cu ea, du-te! Trebuie să alegi. De mila ta am stat. Știu că ești bolnav. Nu sunt bolnav. Vezi să-i dau cu... Fii cu minte, n-auzi? Vezi să-i dau... Da să-i dau lui ăsta. Da să-i dau să mă satur de... Te-a săturat fată? De o săptămână? Lăsați, doamne, să dau... Să dau... E mai frumoasă asta, bă, decât mine? E mai frumoasă? Asta? E mai frumoasă decât mine? E mai bine, e mai bună decât mine, e mai frumoasă? Eu de 10 ani. E legat? Treci cu ea? Hai, bagă divorț! Tot de nu mai te primesc acasă. Tine, nici de ea. Acum rămâne la primire. Rămâi cu ea, cu să-i dau una. Dă-te în față că... Dacă vrei să stai de vorbă, să... Stai liniștit, nu mai fi așa, da-i mă tu... Pe a... În față... Stai de piață. Da, bine. Deci noi deja ne iubim de atâția ani și vrei să știi? Ce vrei să știi? Tot adevărul că ne de 10 ani?
De ce ai mințit? Ai venit la mine nu ca am mințit. Mi-a fost milă de tine. La liceu? Și lui la fel. Băi, că dați-l mine. Fii cu minte, n-auzi? Trebuie să vorbim la... Dacă dați-l, sunt bolnavă cu inima. Și-am bate copii în cap. Fac infar pe două. Cum eu nu mă desfar de ea? Du-te cu ea. Toți cu ea o să rămân. Du-te. Și o să-ți fără rău. Să ai de pierdut, da? N-am nevoie, eu bag de vot. Bă, tu de fața mea! Bă, gata, termină. Am terminat cu tine. Am terminat cu tine, gata. Să fii doar să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar pentru că mi-a fost milă de tine, nu am vrut să spun în față. Îmi pare rău. Du-te, pentru... Da. Bine, mersi. Du-te. Păi oricum, eu o să rămân cu ea, da? Acum depinde de mine totul. Eu dacă am stat cu tine, aș sta de milă, să fie clar. Dar mai mult am simpatizat-o pe ea, pentru că face toate plăcerile, da? Îmi face toate plăcerile, nu mai vii! Nu, dar de ce nu stai tu cu mine? De ce faci tu teatrul ăsta? Hai să ne pleacă cu ea! Știm, da? Pleacă, du-te cu ea! Păi eu sunt calc! Dar că nu este ea! Și cât credeți că o să mai funcționeze așa? Nu știam că o să se întâmple așa, deci totul a parcurs în timpul anilor și asta e, eu... Dar măcar i-ați fi spus vreodată? Adică eu nu pot să concep ideea de... Adică vă cunoașteți de atâția amar de ani. Pleacă că mă doare inima! Adică cum? Cum vine treaba? Pleacă mă că mă doare inima! Dacă te doare inima, știu că ești bolnavă, da? Pleacă că mă doare... N-am nevoie! De cum... Mă doare inima, prostul, mi-ai lăsat 4 copii în casă, să stai cu aia. Dă cu ce este. Dar nu vă dați un pic seama în situația în care este ea, e practic... Da, dar deja am început eu să fiu mai egoistă. Țin mai mult la mine. Nu mă mai interesează ce se întâmplă, am suferit prea mult. Îl vreau pe bărbatul pe care îl iubesc să fie alături de mine. Deci asta contează. Și pentru asta călcați în picioare un alt om? Nu calc în picioare nimic. Păi uitați-vă la ea cu mine. Da, mă uit, dar mă uit la mine. Mai tuplă decât mine, mă? Ha? Arată mai bine? Fie tu de bențivă, de p***. Te umbită acolo până acolo. Da, n-ai casă și masă, n-ai nicio casă. Ești bolnavă de oameni. Ești bolnavă de la oameni. De la oameni. Da, la oameni, ai înțeles? Da, ești bolnavă. Așa. Hai, mă, că nu mai stau aici. Nu mai, că mi-e rău. Unde să mergem? Cei doi nu cred că dau... Deși bezi amândoi. V-ați convins? Normal că m-am convins. Ce să mai... Nu mai las să stea aici cu el, nu-l mai lau. Îl bag de vos, așa sunt. Nu mai vreau să mai stau cu el. Considerați că i-ați greșit în vreun fel, că ar fi avut în vreun fel un motiv să facă ceea ce a făcut? Nu, n-am greșit cu nimic. Sunt cu minte, mă îngrijesc, am grijă de copii. Acum, de 2 ani de zile, m-am pensionat pe caz de boală din cauza la inimă. Dar îmi văd de treburile mele în casă. Îmi dau seama că situația în care vă aflați acum nu este una foarte plăcută, pentru că e vorba despre soțul dumneavoastră și de una dintre cele mai bune prietene. Nu, tu, mi-e și rușine să vă zic o care a umblat de acolo până acolo. N-are nici copii, n-are nici casă, nici nimic, nici bărbat. Să stea cu ea. Bă, du-te, ăsta al meu. La ce vă gândiți? Vreți să oprim camerele? Vrea să le poată iubi în continuare pe amândouă.
Iată dorința unui soț care justifică astfel minciunile de aproape 10 ani. Olga a fost șocată să afle că trădarea a venit chiar de la oamenii la care ținea cel mai mult, soțul și prietena ei cea mai bună. Femeia a primit o lovitură grea de la viață. Acum încearcă din răsputeri să-și revină. Dacă va reuși sau nu, depinde doar de ea. Noi vă vom ține la curent într-una dintre edițiile viitoare. Atât însă pentru această seară. Punem punct aici, ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci însă aveți grijă cu cine și pe unde umblați, pentru că noi suntem cu ochii pe voi. Bye, bye! De ce ai făcut asta? Nu pe bune acum. De ce? Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Nu că mă iubești, am zis că mă iubești. Iubesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Eu îl iubesc pe el, zic nu Ana. Sunt norocos că e a mea. Deci eu nu o să mai întoarcă niciodată la tine. Poți să plângi cât vrei, da? Ok, să ai parte de el. Păi o să am parte, da? Dar când se întâmplă să înfiere, ești lângă mine cu tot sufletul. Emisiune sponsorizată de Guard One. M-ajut să reușesc.